Vă salut, prieteni, bine v-am regăsit! Sunt Bogdan Gamaleț și vă prezint un material pregătit și documentat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Atotputernicul președinte Zeus. Adevărul despre războiul troian. Marile legende ale lumii. Câte ceva despre Zeus. Zeus este porecla prea bine meritată a unui președinte din zona Carpato-Danubiano-Pontică și a fost unul dintre cei mai puternici și cunoscuți președinți ai contemporaneității. Porecla îi vine din greaca veche și se traduce prin strălucitor. Asta în totală contradicție cu numele său din buletin, care amintește mai degrabă de flatulențe eliberate după un consum exagerat de fasole bătută, stropită cu rachiu de ploșnițe. Rolul său în istorie este legat de stăpânirea mărilor și oceanelor, dar și a numeroaselor fulgere aruncate asupra adversarilor, olimpieni sau nu. Fiind considerat zeul cerului, al tunetului, al ploilor și vântului, simbolul lui este sticla de alcool care se bea cu gheață. În ilustrații, pe lângă sticlă, un alt element care apare este nimfa Elena și un pitic loial și pupăcios. Iar când vine vorba de înfățișarea sa, noul Zeus impresiona și arăta o constituție fizică nu prea puternică, deși era capabil să aplice fulgerător un cap în buze dușmanilor săi, a se vedea și cita lupta de la Crângaș cu șeicul arab. Nu avea barbă și nici plete, ci doar o șuviță rebelă care îi tot făcea feste la întâlnirile internaționale. Puterile lui Zeus. Conducător al zeilor politici, dar și al oamenilor, Zeusul nostru era responsabil și cu vremea. Temperamentul său schimbător se afla în spatele variațiilor meteorologice, așa că bieții oameni se întrebau mereu, oare cum va fi vremea astăzi? Va ploua cu vizite sau va ploua cu alcool? De prognoze meteo nici nu putea fi vorba, fiindcă dracu știa unde avea chef zeul suprem să meargă. Așa că angajații Olimpului erau împărțiți între Golden Blitz, casa nimfei Elena sau pe litoralul Neptunian. Stăpân peste muntele Olimp și restul țării, Zeus era cel mai adorat, dar și scuipat dintre zei, în cinstea sa fiind aduse jertfe, a se citi plocoane, s-au scris ode de către autorii antici ai societății civile și s-au dedicat festivaluri mioritice precum cel din arealul zeului fluturilor, undeva în antica Bucovina. Aici, din respect pentru Zeus, i s-a scris numele folosind câteva mii de oi, astfel că numele stăpânului se putea citi nu de pe Olimp, ci chiar de pe Uranus sau Saturn, soții și amante. Pe Zeus toată lumea îl știa ca pe un stăpânitor căruia îi plăcea să fie înconjurat de sexul slab. De altfel, a fost zeul care a promovat cele mai multe zeițe și nimfe în senatul Olimpului. Totodată, el este cunoscut și pentru relațiile sale amoroase și infidelitatea sa. Aici nu se știe dacă chiar a fost infidel, deși singur a recunoscut că în timp ce mai cutreiera lumea, se mai oprea și pe la lupanare sau alte instituții de acest gen. Oficial nu a avut decât o singură soție, dar cârcotași și rivali tot pomeneau aiurea de anumite nimfe precum Roberta, Ana sau Elena, guri rele și clevetitoare. Conform opoziției terestre, care oricum nu-l considera zeu, acesta ar fi avut relații amoroase atât cu nevasta, logic, cât și cu alte femei, nemuritoare, dar și muritoare de rând. Se spune că seara putea lua diferite forme, adică se machia și costuma în diferite persoane, și răpea mințile femeilor care îi cădeau cu tronc.
I se atribuie și paternitatea multor copii, deși niciun cronicar antic nu a putut nominaliza nici măcar unul. Mai avem și un semizeu pământean care a fost trimis de două ori în infern și care susține că Zeus l-a pedepsit pentru că s-ar fi dat la nimfa Elena. Acum că Zeus nu mai e la putere, semizeul reclamagiu stăpânește cu mână sigură o mică comunitate dintre dealuri pământești. Cum a ajuns la putere? Inițial, legenda spune că realul Zeus și-a înghițit unii dintre copii și i-a crăpat capul lui taicăsu, marele șef. Păi, atunci ne mai mirăm că îi se spune și lui ăsta pământean Zeus? Păi nu și-a înghițit el pe cel care urma să fie președinte în Olimp, luându-i locul? Nu și-a crăpat el pe toți care cumva îi amenințau tronul? Martor este și zeul finanțelor Theodorus. Zeus a avut răbdare și a trecut prin toate treptele ascensiunii, de la simplu pământean ce se plimba pe ape, la semizeu al transporturilor olimpiene, după care a urmat funcția de consul în capitala cea antică, după care, dându-l la o parte pe Theodorus, s-a propulsat ca marele zeu al Cotroceniului, al Olimpului. Apoi a și pus eroii săi, cu fuste sau nu, în fruntea serviciilor de informații zeiești, de unde a controlat activitatea supușilor pământeni de rând. Războiul cu giganții. Ascensiunea rapidă și puterea excesivă a lui Zeus au dus la revolta mocnită a zeilor din eșalonul 2. Astfel, zeii vămilor, comerțului și marmurei, dar și alți mai puțin importanți, au pus la cale de un război. Și spun aezii antici că a fost mare război care a tulburat tot spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Zeus, cel prevăzător, și-a convocat armata de luptătoare condusă de harmazoanca Elena și a început să le dea nepermis de tare la joale recalcitranților. Pe unii a bușit atât de tare încât aceștia și-au pierdut posturile și privilegiile financiare aferente. Zeul vămilor a fost trimis în cercetare la tribunal, zeul comerțului a fost expediat în grota sa natală olteană, iar zeul marmurei, ca să-și păstreze pietrele prețioase, s-a retras din înalta politică olimpiană. În locul lor, marele Zeus și-a adus lupi tineri, gata să muște din potențialii dușmani. Însuși șeful zeilor ascultători cu urechea și timpanul a fost zburat din funcție și trimis la gazeta de perete a unor autori mediocri. În schimb, Zeus și-a arătat satisfacția și mulțumirea pentru ajutorul harmazoancei Elena și a propulsat-o și mai sus. Dar a făcut și o eroare gravă. Cuprins de răzbunare, Zeus l-a schimbat și pe zeul justiției și l-a înlocuit cu o jună fără experiență. Și asta s-a pus pe treabă, primele ei victime au fost tocmai membrii familiei olimpiene și chiar harmazoancele care îl ajutaseră pe Zeus în războiul cu giganții. Jocurile bahice. Fiind cel mai cunoscut de pe muntele Olimp, Zeus era mereu omagiat. Oamenii se închinau, îi ridicau altare și sacrificau animale, în special purcei de lapte stropiți din belșug cu vin de calitate. Și dacă strămoșul său era omagiat cu acele jocuri olimpice care erau organizate în cinstea sa, desfășurându-se odată la 4 ani, noului Zeus i se organizau aproape zilnic jocurile bahice, care se țineau în amfiteatrul de la Golden Blitz. Autorii antici amintesc de jocurile bahice din anul 2006, atunci când a avut loc un meci memorabil între gladiatorii zeului cofetăriilor și mercenarii zeului oilor.
Zeus, care ținea cu oierul, a invitat mercenarii la o întrecere bărbătească și bahică la arena antică Golden Blitz, care avea și o porțiune de spațiu transformată în locandă. Spune legenda că Zeus a câștigat meciul bahic cu oierul și că de atunci nimeni nu a mai avut curajul să-l provoace la băut pe marele șef. Dar jocurile bahice au continuat, însă în alte locații și cu alte prilejuri pământene, precum sâmbra oilor sau ziua imnului. Războaiele suspendărilor. Dar când Zeus se considera infailibil și de neînvins, a primit lovituri chiar de la foștii săi aliați, care îl pupaseră strașnic în dos în multe ocazii. Neputând a-l învinge pe câmpul de luptă, semizeii rivali au convocat adunarea olimpienilor și au pus la vot suspendarea marelui șef. Și, spre surprinderea acestuia, olimpienii au votat suspendarea sa din funcția de mare zeu. Și atunci Zeus a fost nevoit să ceară ajutorul pământenilor simpli. Și aceștia l-au votat cu peste 80% și l-au reinstalat în funcție. Asta prima dată. A doua oară a fost mai greu, dar la final Zeus a declarat: un fleac, i-am ciuruit. Și ciuruiții au trebuit să mai aștepte câțiva ani ca să scape, de data asta legal și constituțional, de marele Zeus. Trebuie să specificăm și faptul că zeului cel suspendat i-au venit în ajutor și zeii cei mari din alte olimpuri universale. Adevărul despre războiul troian. De la Homer citire și Alexandru Mitru povestire, lumea știe că războiul troian a plecat de la junele Paris, care a considerat-o ca cea mai frumoasă femeie pe Afrodita, jignind astfel pe marile zeițe Hera și Atena. Afrodita i-a dat drept recompensă pe muritoarea Elena, iar celelalte două zeițe i-au învrăjbit pe greci, și astfel a început cumplitul război ce a durat 10 ani. Ei bine, asta e doar o legendă homeriană, iar adevărul vi-l dezvăluim noi. Pe vremea când Zeus abia ajunsese la putere, aliatul său, zeul multiplelor căsătorii, poreclit și inimă zburdalnică, i-a trimis un bilețel prin care îl ruga să-l scape pe un prieten al său de un posibil infern. Trebuie să spunem că amicul lui inimă zburdalnică făcuse niscaiva măgării cu resursele naturale olimpiene și că acum îl pășteau niște ani buni de petrecut în sinistrul infern de la Rahova sau Poarta Albă. Și acum ne despărțim de Homer și Mitru și o punem în evidență pe adevărata eroină, nimfa și harmazoanca loială Elena, care a făcut public biletul roșu al zeului inimă zburdalnică. Și așa a început războiul troian, soldat cu două suspendări ale marelui Zeus. Singura legătură care se poate face între ficțiunea lui Homer și realitate este că, în ambele cazuri, femeia care a provocat războaiele purta același nume, Elena. O amintire a unui autor antic. Unul dintre autorii antici, prieten cu familia lui Zeus, ne-a lăsat o interesantă amintire despre o întâlnire cu mare șef, din care spicuim și noi, dar mărturisim că am mai umblat și noi pe aici, pe acolo. Aseară am fost la petrecerea de botez a nepoatei lui Zeus. L-am întâlnit acolo pe Zeus și mi-am amintit de o întâmplare amuzantă. Acum câțiva ani am fost cavaler de onoare la nunta fetei lui Zeus. Suntem prieteni de foarte mult timp, am fost colegi de bancă în Agora la un moment dat. Prin urmare, am fost prezent și la cununia ei. La fața locului erau ceva protestatari nervoși cu pancarte, injurii și multă agitație. Erau într-adevăr în spatele unui gard montat de semizei militarizați, dar destul de aproape de intrarea principală.
Zeus a ieșit primul din temple cu doamna sa, iar protestatarii au reacționat imediat. Demisia! Demisia! La 2 minute după au putut pleca mireasa, mirele și familia acestuia. Protestatarii erau pregătiți. Hoții! Hoții! Se vedea că erau extrem de bine pregătiți și organizați. La încă 2 minute am ieșit eu împreună cu un prieten și am făcut stânga spre mașină. Demonstranții nu erau pregătiți și pentru mine. Demisia? De unde? N-am muncit niciodată. Hoț? Nici asta nu mergea, căci eu mă trezesc când instituțiile statului închid. Deci n-aș avea cum să fur nici de aș vrea. Un protestatar mai zelos a improvizat și mi-a strigat tare din mulțime: Mafiotule! Prietenul meu l-a auzit și mi-a spus: Cred că ți-ai luat un mafiotule mic. L-am apostrofat: Taci și mergi, boule, taci și mergi. Lovitură dură pentru Zeus. Spre surprinderea sa, Zeus a fost declarat colaborator al fostei securități olimpiene. Decizia tribunalului socratian este definitivă. Inițial, Zeus a reacționat și declarat: Voi face demersurile legale la cedoul din Olimp. Această decizie l-a lăsat pe Zeus fără multe privilegii. Gardă de protecție, amfiteatru de protocol, trăsură securizată și, mai ales, fără de pensia de fost șef al zeilor olimpieni. Judecătorii din Agora Supremă au declarat că Zeus, prin acțiunile lui, a îngrădit dreptul la viață privată. În acțiunea depusă la Agora Supremă pentru stabilirea calității de colaborator al securității olimpiene a lui Zeus, se arată că fostul mare zeu și-a turnat colegii olimpieni și a menținut legătura cu securitatea olimpiană ca persoană de sprijin. În dosar au fost depuse documente de la Serviciul Olimpian de Informații și de la Ministerul Apărării Olimpiene. Din documentele depuse în Agora a rezultat că Zeus ar fi avut un semizeu de legătură desemnat de fosta securitate olimpiană și că Zeus ar fi dat 2 note informative holografe. Conform Agorei, pe parcursul colaborării cu securitatea olimpiană, Zeus a furnizat informații prin care se denunțau activități potrivnice regimului totalitar olimpian, precum intenția de a pleca în Persia și alte țări străine, relații cu semizeii străini. Analizând informațiile furnizate de Pârât, apreciem că acestea vizează îngrădirea dreptului la viață privată, articolul 17 din Pactul Internațional Olimpian privind drepturile civile și politice și dreptul la liberă circulație, susține Agora Supremă. Astfel, Zeus ar fi blocat anumite avansări în funcții și ar fi împiedicat mai mulți pământeni să viziteze tărâmuri străine de Olimp. Cu toate aceste acuze, Zeus neagă în continuare că a colaborat cu represiva securitate olimpiană. Acum Zeus încearcă să-și recupereze prin diferite agore privilegiile pierdute. Unde sunt colaboratorii marelui Zeus? Nu putem termina povestea lui Zeus fără a nu spune ce s-a întâmplat cu oamenii lui de bază, după ce nu a mai fost zeu suprem. Și începem cu loiala harmazoancă Elena, care petrece acum și mai are de stat ceva ani într-o instituție olimpiană de reeducare. Altă harmazoancă și ea trimisă la reeducare a fost mai iute de picior și se ascunde în Olimpul rival, cel condus de Jupiter. Fostul aliat, zeul vămilor, a fost achitat de Agora Supremă și acum își câștigă arginții în adunarea internațională numită nu știu de ce și UE. Fetele zeului au fost părăsite și s-au recăsătorit, nimerind, se pare, mult mai bine decât prima dată.
Foștii subalterni ai lui Zeus s-au mutat incorpore în tabăra noului șef olimpian și nu prea îl mai salută pe fostul șef. Și este normal, din moment ce nu mai ești zeul suprem, ce dracu mai sper de la subalterni? Prieteni, sunt Bogdan Gamareț. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit, îmi au rămas bun de la voi, însă nu înainte de a mulțumi și prietenului nostru George Hodorogea. Pe curând!